2, 2, 2. Bună ziua și bine v-am găsit. Vă mulțumesc în primul rând pentru faptul că v-ați făcut timp să veniți la Muzeul Municipal de Istorie. M-aș bucura să veniți în număr cât mai mare și mă adresez acum celor mici care poate încă nu au făcut cunoștință cu exponatele din Muzeul Municipal de Istorie. Să știți că Oneștiul și unde vă aflați voi acum are o istorie bogată pe care merită să o cunoașteți încă de mici. Aș vrea în primul rând să adresez mesajul de bun venit din partea domnului primar al municipiului Onești, domnul Nicolae Natiuc, care din păcate nu a putut fi prezent astăzi aici, este plecat la o înmormântare, dar dânsul m-a rugat să vă adresez un mesaj de bun venit și să vă urez mult succes în noul an școlar. De asemenea, salută și prezența profesorilor și a directorilor de instituții care au reușit să vină la acest eveniment. Un eveniment organizat de Muzeul Municipal de Istorie, Biblioteca Radu Roseti și Primăria Municipiului Onești și este o manifestare dedicată intrării României în primul război, împlinirea 100 de ani de la intrarea României în primul război mondial. Este un pios omagiu adus tuturor celor căzuți la datorie. Dar mai multe despre această manifestare o să ne împărtășească domnul profesor dr. Vasiliu Ioan, șef serviciu al Muzeului Municipal de Istorie. Noastre. Expoziția este o expoziție de fotografie, o expoziție fotodocumentară cu imagini de pe frontul de aici din zonă, de pe văile Vâituzului și Cașinului. Este dedicată intrării României în primul război mondial, conflagrație despre care unii istorici spuneau că nu ar fi trebuit să înceapă, pentru că toate țările ar fi avut ceva de revendicat, dar niciuna dintre cele care au participat la această mare conflagrație nu vrea să fie cea care să aprindă fitilul. De asemenea, este dedicată și împlinirii a 100 de ani de la începerea luptelor pe frontul de la Vâituz, pentru că dacă n-ar fi fost bătălia de la Vâituz și dacă aici la Onești nu ar fi activat divizia 15-a, condusă de generalul Ieremia Grigorescu, nu am fi mai vorbit despre anul eroic 1917, bătăliile de la Mărăș, Mărășești și Vâituz. După ce invitații vă vor prezenta modul cum a avut loc desfășurarea evenimentelor în anul 1917, sunteți invitați să vizionați expoziția, veți vedea fotografii cu familia regală pe frontul de aici, de la Vâituz, și cu aspecte de pe front, inclusiv cu veterani din primul război mondial și cu monumentul care s-a ridicat aici în Onești, cunoscut sub numele de Panteonul Eroilor sau Monumentul Regina Maria, terminat în anul 1941. Vă mulțumesc. Trebuie să vă spun și ar fi bine să le împărtășim și colegilor care nu sunt astăzi aici, faptul că expoziția de fotografie și cea de uniforme militare le veți putea vedea începând de luni în foaierul de la Biblioteca Municipală Radu Roseti, așa că vă așteptăm acolo să vedeți în detaliu toate exponatele. Sunt onorat și bucuros pentru faptul că și-a făcut timp să participe la acest eveniment și domnul general doctor, domnul Jenică Vasile Apostol, un domn la care noi ținem foarte mult și care de fiecare dată a răspuns cu bucurie la invitațiile Primăriei Municipiului Onești. Am să-l invit la microfon să vă împărtășească din experiența domniei sale. Vă mulțumesc.
Am ceva emoții pentru că de mult timp nu am mai ținut un discurs în fața unor tineri, așa cum sunt cei care ne onorează cu prezența acum. Eu, de regulă, am fost obișnuit să vorbesc cu oameni de alte vârste, dar voi încerca să mă adaptez. Și fiindcă suntem aici, la Onești, aș vrea să spun copiilor mai ales, dar și adulților, să știe și ei, în întreaga lor viață, că această zonă este o zonă care ne obligă să ne gândim cu venerație la toți eroii care au căzut pentru ca noi astăzi să fim o țară liberă, independentă și să ne exprimăm la asemenea manifestări. Dacă nu era efortul și sacrificiul lor, noi nu mai aveam astăzi o țară. Eu nu vreau să mă joc cu cuvintele, știu foarte bine și îmi asum ceea ce spun. Aici, la Onești și în zona, mai ales când privim către Oituz, către Cașin, către Târgu Ocna, către Măgura, către Coșna, trebuie să ne gândim că trebuie să călcăm cu emoție, pentru că oriunde punem piciorul, poate fi locul de unde s-a ridicat la ceruri un suflet de erou. Aici, în această zonă a noastră, în primul război mondial, au fost cele mai dedurate, cele mai lungi acțiuni militare, au fost cele mai crunte bătălii și dacă unii copii au auzit de mauzoleul de la Mărășești și de cel de la Mărăști, vreau să știe și o spun din nou cu toată responsabilitatea că aici la noi, la Oituz, trebuia să existe un asemenea mauzoleu. Dar datorită, sau mai bine zis, din cauza influenței unor personalități ale vremii, s-au făcut acolo pentru ca unii să intre mai mult în istorie decât alții. Nu trebuie să ne lăsăm copleșiți și să știm istoria. De fapt, vreau să vă spun, nu prea obișnuiesc să dau citate, dar acum vreau să vă dau un scurt citat din Nicolae Titulescu și vă rog să luați aminte la el, deci nu mi-aparține, că istoria ne învață că oamenii nu învață nimic din istorie. El a spus-o la momente de furie și a exprimat într-adevăr necenzurat ceea ce gândea. Eu aș mai nuanța un pic, dar este normal, este necesar, este firesc și este vital să ne cunoaștem istoria. Voi, generațiile tinere, veți intra în contact cu tineri din alte țări ale lumii. Întotdeauna nu trebuie să stați cu capul plecat când auziți asemenea discuții, pentru că noi avem o istorie foarte bogată în evenimente. Noi trebuie să știți că n-am venit aici de nicăieri. Noi aici ne-am născut, aici ne-am format ca popor, aici ne-am dezvoltat, aici suntem, aici vom fi pe verticala timpului și a dăinuirii. Pentru că, indiferent de situația prin care trecem, internațională mai ales, vom găsi resursele necesare, acest popor și le va găsi cu siguranță pentru a ne apăra glia străbună. Vreau să mai sublinez două aspecte. Și pe la școli, în general, și pe la toate activitățile, inclusiv la noi și în România, în general, s-au făcut manifestări cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la intrarea României în război. Eu vreau să vă spun că nu trebuie să-i neglijăm pe românii care au intrat în război încă de la declanșarea sa din 1914, din 28 iulie, atunci când Austro-Ungaria a declarat și a trecut la agresiune împotriva Serbiei. Vreau să vă spun, mai ales dragi copii, să știți că acolo erau, luptau români împotriva românilor. Luptau românii din Imperiul Austro-Ungar, care erau luați cu forța la armată, împotriva românilor din Serbia, de pe Valea Timocului mai ales. Și atunci când erau răniți, românii dintr-o tabără îi auzeau văitându-se românește pe răniții din cealaltă tabără. Gândiți-vă ce tragedie era. Au ajuns românii și era cea mai mare teamă. De aceea ei dezertau un număr mare din armata austro-ungară. Unii îi acuzau că se sustrag. Pe bună dreptate se sustrăgeau, dar erau condamnați la moarte și nu mai apucau să mai trăiască, măcar să-și repare vreo așa zisă închipuită greșeală. Ați învățat sau învățați
de erou din pădurea Spânzuraților, de Emil Rebreanu. Să știți că acest ofițer, fratele scriitorului Liviu Rebreanu, a dezertat din armata austro-ungară și știind că dacă va fi prins, va fi condamnat la moarte și chiar a declarat în fața tribunalului constituit ad hoc, înainte de a fi condamnat la spânzurare, că el nu putea să tragă împotriva fraților săi români. Vreau să vă spun și dacă aveți vreodată discuții și auziți, să știți că trebuie să ne mândrim. În primul război mondial, 3% din populația României a murit pe câmpul de luptă. Numai Franța are un procentaj mai mare din toate țările participante la război. Aici la noi au fost 2 ani de iad. Vreau să vă spun că Oituzu, în anul 1917, pe data de 11 noiembrie, era împărțit în 2. Dușmanul ajunsese de cucerise partea de vest a satului Grozești de atunci și noi apăram partea de est. Atunci a fost dezastru. Vă spunea domnul director al muzeului că dacă n-ar fi fost prima bătălie, dacă nu am fi câștigat prima bătălie din 1916 de la Oituz, România nu mai era stat independent, era desființată. Atunci, în ziua de 18 octombrie 1916, dacă pierdeam apărarea, nu mai exista nicio altă bătălie pentru că dușmanul încercuia gruparea principală de forțe armate române și pornea în continuare către Iași și voia să ajungă la Odessa. Când a venit generalul Mackensen, că ați auzit poate de el, când a venit să conducă bătălia de la Mărășești în 1917, erau unii care îl conduseseră la gară în București și urau succes și le-a promis că în 2 săptămâni vor servi împreună cafeaua la Iași. N-a fost să fie așa, pentru că ostașul român a știut să se sacrifice. Aici, în 1920, de înviere, a venit Regina Maria, atunci când se terminase războiul, să aprindă lumânări la cimitirul din Onești. Când a văzut câte cruci sunt, au plecat de 3-4 ori să cumpere lumânări. Vreau să vă spun aspectul, eu aș putea să vă vorbesc și subiecte mai de amploare, dar nu este cazul să mă refer la ele. Regina, deci, a trimis de câteva ori să-i se cumpere lumânări. Atât de multe morminte proaspete erau în Onești. Aici a fost iadul pe pământ în perioada 1916-17. Mai mult nu vreau să vă țin, pentru că n-aș vrea să vă plictisesc și domnii care urmează să vorbească după mine vă vor spune lucruri mai apropiate de vârsta și de năzuințele dumneavoastră. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, domnule general. Aș vrea să îl invit la microfon și pe domnul locotenent colonel Stelian Cojocaru. Domnia sa este președinte al Asociației de Tradiții Militare Românești, Regimentul 3 Artilerie 1877 din Bacău și tot prin amabilitatea dânsului avem astăzi aici aceste uniforme militare pe care o să le prezinte chiar dânsul. Și vreau să profit de ocazie să mulțumesc și tinerilor care le poartă în acest moment. Sunt tineri ai Liceului Tehnologic și mulțumesc și domnului director Sergentu pentru amabilitate. Domnule locotenent. Dragi copii, mai și mici, pitindeși și bobocei, vă prezint uniformele care au fost în primul război mondial al armatei române. Sunt colonel în rezervă și am înființat o asociație de tradiții militare, se cheamă Regimentul 3 Artilerii și promovăm aceste uniforme. Deci, colegii voștri mai mari sunt îmbrăcați în uniforma Regimentului 27 Infanterii din Bacău, care a avut mari pierderi în această zonă. Ca să vă prezint, soldatul era echipat cu o capelă, care era tipic românească, cu uniformă de culoare gri, un veston, pantalon gri și, fiindcă ei sunt garde la drapel, au cizme picioare, în mod normal pe fort, iau cu bocanci și moletieri. Ei poartă o centură cu 2 cartusieri și sunt armați cu armă tip Mauser, modelul 1178.
soldatul care poate de apelul este de apelul regiului Ferdinand din anii aceia. Mai avem un sergent sanitar îmbrăcat în uniforma regimentului 3 artilerie, acesta are pantaloni negri și cizme. Eu sunt îmbrăcat într-o uniformă de maior de roșiori, regimentul 4 roșiori, care se compune din chipiu, un veston, epoleți treflă, sabii, Zollingen, pistol Steyr 911, un binoclu franțuzesc, pantalon negri, așa era la cavalerie, și cizmii de cavalerie. Vreau să fac o mică paranteză, să vă zic că la primul război mondial, regele Ferdinand a avut un rol deosebit și se spune regele Ferdinand întregitorul, că atunci, cu sceptul lui, ne-am întregit țara, iar regina Maria a fost o figură preeminentă a casei regale, a făcut foarte mult pentru români, începând de la spital de campanie militar, a stat în Bacău și a primit răniți, a fost în zona Urtuzului pe front, a ajutat la formarea armei vânătorilor din munte, iar la pacea de la Paris a avut un rol important până când diplomația română pentru ca România să devină în granițele normale care era ea. În rest, vă urez succes la școală! Vă mulțumim și noi pentru că ați acceptat invitația noastră și pentru faptul că mai lăsați publicului din Onești aceste uniforme spre a fi admirate, v-am spus, începând de luni la Biblioteca Municipală Radu Rosetti. Îl invit în continuare alături de noi pe domnul profesor dr. Anton Coșa de la Complexul Muzeal Iulian Antonescu din Bacău, un apropiat al Muzeului Municipal de Istorie și un colaborator al nostru. Bună ziua, bine v-am găsit! Să mă aflu astăzi aici la Onești, în fața dumneavoastră, dragi elevi. Mulțumesc domnului profesor dr. Mihai Vasiliu pentru invitația adresată. Sunt bucuros să mă aflu astăzi în fața voastră, dragi elevi, pentru că așa bucuroși erau și acești strămoși ai noștri în urmă cu 100 de ani. 100 de ani, iată ce repede au trecut, din păcate, acești strămoși ai noștri care și-ar fi dorit, în loc să meargă într-un război, și-ar fi dorit să aibă grijă de copilașii lor așa mici, cum sunteți voi acum, și să meargă acești copilași ai lor la școală, cum mergeți voi astăzi, și să nu fie nevoiți ca să meargă într-un război unde mulți dintre ei, din păcate, au trebuit să-și jertfească cel mai suprem lucru, viața. Este nevoie oare de războaie? Războaiele sunt dorite? Eu sunt convins că nu. Și eu sunt convins că și voi credeți același lucru. De ce a fost însă nevoie ca România, în urmă cu 100 de ani, să intre într-un război? Explicații sunt foarte multe. Din păcate, în istoria, în istorie în general, în istoria românilor în special, au fost și multe războaie. Războaie prin intermediul cărora strămoșii aceștia ai noștri au dorit să arate lumii că există și ei. Au dorit să arate lumii că există pe lume români, au dorit să nu mai depindă de alții și acest lucru, din păcate, nu se putea obține decât printr-un război. Prin urmare, iată unul dintre motivele pentru care, în urmă cu 100 de ani, România a trebuit să intre în război. A mai fost un motiv foarte important, anume acela că în urmă cu 100 de ani, România nu era așa întreagă cum este astăzi. Nici astăzi nu este pe deplin întreagă. Ne mai lipsesc teritorii românești. Ne lipsește Republica Moldova, ne lipsește Basarabia. Prin urmare, iată câte mai avem de făcut și noi astăzi. Sperăm ca unirea cu Republica Moldova, cu Basarabia, să nu se petreacă prin intermediul unui război. În urmă cu 100 de ani însă, din păcate, iată căldura, teoare importantă, cunoașterea istoriei. Le ajută pe noi la ceva cunoașterea istoriei?
Eu sunt convins că învățătorii, profesorii voștri la școală vă spun de ce este importantă istoria. Am să vă spun și eu. Istoria ne leagă de strămoși, istoria ne leagă de părinți, istoria ne leagă de bunici, istoria ne leagă de străbunici. Cu siguranță fiecare dintre voi vă iubiți părinții, vă iubiți bunicii, prin urmare este normal să ne iubim și strămoșii, și străbunicii aceștia ai noștri, pentru că fără ei, noi astăzi nu am fi existat. Fără jertfa acestor străbunici ai noștri, care au plecat la război în urmă cu 100 de ani, noi astăzi, dragi elevi, nu ne-am fi întâlnit astăzi la Onești. Voi astăzi n-ați fi putut merge la școală, pentru că școlile acestea nu ar fi existat. Nu ar fi existat țara noastră. Iată de ce a fost, de ce este important să ne aducem aminte de jertfa aceasta a strămoșilor noștri, de fiecare dată, în fiecare zi. Pentru că în felul acesta, purtându-le în felul acesta respect, ne aducem aminte de jertfa aceasta a lor de odinioară. Spunea un mare istoric român de odinioară, Nicolae Iorga, la un moment dat spunea, fiecare loc de pe pământ are o poveste a lui, dar trebuie să tragi bine cu urechea ca să o auzi și un dram de iubire ca să o înțelegi. Și locul unde ne aflăm noi astăzi acum este un asemenea loc de poveste. Este un asemenea loc în care s-au întâmplat multe lucruri importante aici în Onești, inclusiv în timpul primului război mondial. Cei care au locuit aici în Onești în urmă cu 100 de ani au știut să-și apere țara. Este de datoria noastră astăzi să ne o apărăm și noi. Este de datoria noastră, dragi elevi, ca măcar din când în când să mergem la monumentele eroilor, cele care există, și să punem acolo câte o floare. În felul acesta, arătându-ne respectul față de acești eroi ai noștri, pentru că fără jertfa lor, țara aceasta nu ar fi existat. Vă doresc succes la școală. Mulțumesc. Frumoase vorbe și foarte multe lucruri interesante pe care m-aș bucura să le rețineți și să le povestiți părinților sau colegilor voștri. Aș dori să îl la microfon și pe domnul profesor dr. Bogdan Romandaș de la Colegiul Național Dimitrie Cantemir din Onești. Bună ziua! În câteva cuvinte am să vă prezint ce a însemnat primul război mondial și pentru România. Înainte de toate, aș dori să vă spun să nu confundăm manualul de istorie cu istoria propriu-zisă. S-a vorbit despre jertfa de sânge a armatei române și nu numai. Se vorbește mult prea puțin despre jertfa civililor. În 1914, România avea aproximativ 8 milioane de locuitori. În momentul în care a intrat în război, au fost înrolați 800.000 de soldați. Pierderile armatei române, după 2 ani de zile, 1916-1917, se estimează la aproximativ 330.000 de militari. Se știe mult mai puțin faptul că pierderile civililor au fost mult mai numeroase. Astfel au murit aproximativ 650.000 de civili datorită condițiilor mizere, a bolilor și foarte mulți au fost și executați în teritoriile ocupate din Muntenia și Dobrogea. Dacă punem în balanță pierderile militarilor cu cele ale civililor, observăm că civilii au avut pierderi duble față de militari. Acest lucru poate se știe mult mai puțin. Poate că un monument dedicat civililor este indicat. Un alt aspect pe care aș dori să-l subliniez și poate se știe mult prea puțin, în ceea ce privește momentul în care România a intrat în război în 1916. Mulți istorici spun că România a intrat în război în 1916 datorită acelui ultimatum dat de către Antanta. Acum ori niciodată. Dar în 1916 s-a mai petrecut un fapt, mai puțin scos în evidență și pe care este bine totuși să-l știm. În acest an, în 1916, a murit regina Elisabeta de Vienne, soția lui Carol I, pe 2 martie 1916. Este puțin probabil că regele Ferdinand, care era nepotul reginei Elisabeta, respectiv a lui Carol I, ar fi declarat război puterilor centrale atâta vreme cât regina mamă mai trăia.
Elisabeta de Vied era de origine germană, iar Carol I, cât a trăit, a susținut poziția de intrare în război alături de puterile centrale și în cele din urmă se spune că acceptarea neutralității i-ar fi grăbit, să spunem așa, decesul. Sunt lucruri pe care poate manualele de istorie le spun, alte ori nu le spun. E bine totuși să știm că în 1916, după ce România a intrat în război, Casa de Hohenzollern a șters din arborile genealogic ramura românească. Este un fapt istoric. Iar noi trebuie să ne asumăm istoria așa cum a fost ea. Nu cred că rolul istoricilor este de a o estetiza. Cred că fiecare dintre voi aveți dreptul să cunoașteți cauzele și desfășurarea evenimentelor așa cum s-au petrecut, fiindcă în final trebuie să ne cunoaștem o istorie cât mai corectă, fiindcă acest lucru înseamnă să fii patriot, să-ți cunoști istoria ta cu bune și cu rele, astfel încât, într-un alt moment istoric, să știi pe ce cale să o apuci și să nu repeți greșelile pe care le-au făcut alți înaintași. Un alt lucru aș vrea să mai spun în ceea ce privește jertfa de sânge. Jertfa de sânge pentru armata română și pentru România, vechiului regat, este o jertfă imensă. N-aș spune că a fost o chestiune de curaj, de vitejie, deoarece au murit aproximativ 1 milion de români, într-un interval de timp foarte scurt. Dacă facem și s-a făcut o statistică, România în 2 ani de război ocupă prima poziție în ceea ce privește combatanții, cei care au luptat. Aproximativ 33% din cei care au luptat, înaintea unor țări precum Anglia, care are doar 10% din cei care au luptat pe front. Și trebuie să spunem că Imperiul Britanic avea în jur de 300 de milioane de locuitori și nu 8 milioane de locuitori cum avea România. Rusia 17%, iar Franța aproximativ 18%. Numai că atât Anglia și Franța au luptat în război 4 ani, în timp ce România a luptat 2 ani, dar dacă e să luăm matematic, aproape 7 luni, dacă punem anul 1916 și anul 1917. Această jertfă de sânge a românilor este un sacrificiu. Și cred că ne-am adunat astăzi să cinstim acest sacrificiu și să nu-l uităm. În continuare aș dori doar să vă citesc un document în ceea ce privește orașul Onești. În 1917, regele Ferdinand a promis soldaților legea agrară și votul universal. Numai că votul universal însemna, în 1919, când s-a aplicat, 1918, votul pentru cetățenii care aveau 21 de ani. Numai că pe front au fost mobilizați tineri care aveau vârsta de 18 ani. Deci o parte a acestor tineri care au luptat pe front nu au fost incluși în această lege a votului universal pe care regele Ferdinand a și promulgat-o ulterior în 1918. Iar în ceea ce privește aplicarea legii agrare, care a fost promisă în 1917, locuitorii comunei Onești, să știți că au avut de suferit. Puțină lume mai știe că moșia Onești aparținea în 1919 colonelului George Miclescu și a soției sale Olga Miclescu. Moșia Onești, ca să nu greșesc, avea în 1916, era estimată la 2062 de hectare. Din aceste hectare au fost expropiate 510 hectare. Numai că exproprierea a afectat atât văduvele de război, cât și pe cei care au luptat. Și aș vrea să vă citesc doar un document să vedem că istoria propriu-zisă, evenimentele, au avut un alt curs decât ceea ce știm noi astăzi. Și am să citesc chiar un document original din epocă. Domnule ministru, subsemnații locuitori din comuna Onești, județul Bacău, satul Buciu, foști mobilizați în campania 1913 și în campania 1916-1919, cu profund respect vă rugăm următoarele. Sosind momentul de împroprietărire pe care cu nerăbdare în suflet l-am așteptat astăzi, ne vedem nedreptățiți prin faptul că împroprietărirea se face de la contingentul 1892 la 1905 inclusiv. Așadar, noi, de la contingentul 1906 și până la 1918, nu ni se dă nimic.
cu toate că suferințele au fost mai mari și mai grozave ca ceilalți amintiți mai sus. Cu lacrimi în ochi, vă rugăm, domnule ministru, ca porțiunea de teren care se expropiază pentru proprietărirea să ni se dea fiecăruia în parte, cât se ajunge în localitate. Să avem și noi unde ieși cu clubul pe ogorul nostru propriu în prezent. Pentru care noi mobilizații mai jos, numele delegatului nostru este invalidul de război Irimia Răuță Gheorghe din această comună, pentru a ne prezenta plângerile noastre înaintea dumneavoastră. Pentru care sperăm să avem toată încrederea că vom fi satisfăcuți pe deplin și pentru respectul ce noi păstrăm. Acest document consider că este edificator în ceea ce privește aplicarea legii agrare în 1919-1920. Aș mai dori doar un minut, un alt document care vine în continuare acestuia, în ceea ce privește modul în care autoritățile au realizat reforma agrară în ceea ce privește văduvele de război. Și am să citesc la fel un document și cu asta am să închei. Domnule ministru, subsemnatele văduve de război din Comuna Oneș, județul Bacău, văzând că nu suntem trecute în tabelul definitiv de locuitori, ce urmează a fi în proprietăriți. Fiind femei nevoiașe, lipsite de pământ, cu copii, cu cel mai mare respect, apelăm la spiritul dumneavoastră de dreptate și de a rândui așa fel lucrurile ca la împărțirea pământului să putem căpăta și noi, măcar cât de puțin, după cât ajunge la toată lumea, pentru a avea pâine pentru copiii noștri și al soților care au murit apărând acest pământ. Știm că posesia din Onești este prea mică față de mulțimea celor care au dreptul la pământ. Dar și cum veți fi chipzuit, dumneavoastră, această împărțire, sângele care au murit pe câmpul de luptă, prin glasul nostru, cere dreptate și copiilor lor un petic de pământ. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi și doar câteva minute mai invit pe domnul Corneliu Cristea să vă transmită un mesaj, după care încheiem acest eveniment. Onorată asistență, din mass media și nu numai din mass media, am înțeles că trăim un timp eroic, împlinirea unui veac de la un grup de 5 ani extraordinar de important, 3 ani de luptă pe teritoriul național, un al patrulea campania din Ungaria, un al cincilea păcile din mijlocul anului 1920 de la Paris și aducerea cu cinstea cuvenită a relicvei voievodului întregitor din țară Mihai Viteazu de la Iași, prin Ploiești, la Târgoviște și așezarea în urna făcută de istoricul Grigore Tocilescu. Trebuie spus că în țară există 3 asociații naționale unite între ele. Este vorba în ordine cronologică de veteranii de război, de cultul eroilor și de asociația cadrelor în rezervă și retragere, toate slujind eroismul românesc și eroii români. Eu fac parte din generația care a venit pe lume odată cu al doilea război mondial. Am luptat unde s-a ordonat, și în est și în vest. Prin încheierea păcilor, am primit statut de țară co-beligerantă și am avut serioase consecințe. Nu ni s-a cam purtat de grijă. Dacă ni se purta de grijă, poate că și destinul meu era altul. Dumneavoastră vi se poartă de grijă, însăși întâlnirea aceasta are la bază un plan organizatoric deosebit să vă dați seama de ce vremuri trăim. Cu modestie ne lăudăm că în Onești există 2 unități școlare în care există tot atâtea cercuri școlare cultul eroilor. În jurul Oneștiului avem 24 de cercuri școlare. Merg prin școli și în acest timp al tehnicii și tehnologiei atât de avansate, observ tablouri de onoare, onorante cu olimpici la informatică, la matematică, la fizică, la geografie. Foarte bine. Ne e dor și de olimpici la istorie, căci și istoria este o disciplină foarte angajantă. Și pentru că viața înseamnă istorie cu viitorul ei, viitorul nu se poate să nu aibă la bază cunoașterea temeinică a trecutului.
Periodic sunteți invitați și răspundeți la invitație să depuneți la operele comemorative de război recunoștința, grija, printr-o floare și printr-o lumină în memoria celor care au făcut România Mare și au apărat-o atunci când a trebuit. Și pe viitor vă rog frumos să răspundeți la aceste chemări, să ne întâlnim, să discutăm, să lămurim niște lucruri. Ne gândim cu dragoste la dumneavoastră, dorim să ajungeți acolo unde vă propuneți și când vin prin școli, ne întâlnim, ne revedem și să muncim împreună frumos și constructiv. Să fiți sănătoși, spor la treabă, felicitări, la mulți ani! Vă mulțumesc tuturor și nu uitați, urmăriți evenimentele pe care Biblioteca Municipală, Muzeul de Istorie și Cinematograful Capitol le pregătește special pentru voi, atât pentru elevi cât și pentru profesori. Vă mulțumesc pentru că ați rezistat și ați stat în căldură pentru a afla mai multe despre evenimentul de astăzi. Vă doresc un weekend plăcut și vă mulțumesc. La revedere!